Bună ziua, eu sunt Tudor Curtifan, suntem în cadrul emisiunii Obiective Euroatlantic, în marja Zilei Naționale a României. Suntem în direct pe 2 decembrie. Cu această cale vreau să transmit un călduros la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România și pe această cale, după ce Ziua Națională a fost atât de bine acoperită pe Defense România. Vom discuta astăzi cu domnul general Mircea Mândrescu, prezent la Obiective Euroatlantic. Domnule Mândrescu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Am spus să facem așa o discuție, să abordăm starea armatei române, pentru că cu toții am văzut ieri parada, am văzut ieri tehnica militară și am spus că merge sau se pliază acest subiect. Din păcate, n-am văzut ieri aviația militară, am văzut într-adevăr sisteme moderne, am văzut HIMARS, am văzut Patriot. Revin cu, din păcate, foarte multă tehnică sovietică, avem așa un mixt hibrid. Haideți să discutăm întâi despre forțele navale, pentru că mereu am spus și cred că pe bună dreptate forțele navale au fost cele mai văduvite în ceea ce privește înzestrarea în ultimii ani. Da, dar înainte de a discuta despre Vă forțele rog. navale și oricare alte forțe, trebuie să înțelegem că, din punctul meu de vedere, abordarea problematicii armamentelor este o abordare sectorală. Este un sector extrem de important, dar doar unul care contribuie la capabilitatea Exact. militară a unei țări. La această capabilitate există sau contribuie în modul cel mai general numărul, categoria de tehnică, de o parte, doctrina, aspectul conceptual, cum urmează să o utilizezi, și aspectul moral, care e mai important decât oricare dintre cele două. Nefiind sigurul important, dar este fundamental, pentru că dacă omul nu are pentru ce să lupte, nu vede rațiunea unei lupte, dacă omul nu este mobilizat, atunci degeaba ai tehnică, degeaba ai doctrină, pentru că aceste două vor fi niște chestiuni care nu sunt fără viață, vor fi moarte. E vorba de resursa umană, care Resursa umană care degeaba este se spune că e cea fundamentală mai cu adevărat. importantă. Adică vorba, ca să stai sub ploaie de gloanțe, trebuie să ai tărie. Ca să stai în nămolul pe care o vedem prin Ucraina pe acolo, trebuie să ai tărie. Trebuie să ai convingerea că lupți pentru ceva, că lupți pentru o națiune care te apreciază. Vedeți exemplul Afganistanului, care armata afgană imediat a Ca să vedem, Afganistanul, înainte de asta Vietnamul, zeci de ani de încordare, zeci de ani de lupte și știți cum se spune la noi, din victorie în victorie până la înfrângerea finală, dar așa au făcut americanii. Pentru că în momentul în care studiezi istoria militară și istoria artei militare a ceea ce s-a întâmplat în Vietnam după ce americanii s-au dus acolo înlocuindu-i pe francezi care au pierdut Indochina, Dien Bien Phu, da, celebra bătălie, vom vedea că în toate angajamentele care au fost mai mari de nivel batalion, americanii au câștigat, evident, nu sunt îndoieli din punctul ăsta de vedere, dar până la urmă ei au pierdut acel război pentru că au pierdut la nivel politic, în sensul că și-au pierdut masele, sprijinul național. Susținerea, da. Da? Deci aceste chestiuni, numărul în sine este o calitate și calitatea, deci cantitatea și calitatea sunt calități, iar calitatea, mă iertați, calitatea e și ea o calitate Este. prin existența ei, dar nu e cea nu e singura care e foarte importantă și din punctul meu de vedere nu este cea fundamentală. Tocmai de aceea mă gândeam că vorbind de începând discuția cu forțele Mergem navale, cu forțele navale. cred că doar calitatea resursei umane a marinarilor români a reușit să țină, nu știu, flota la suprafață, pentru că tehnica e foarte învechită, dar mă refer și la cele două fregate care. Deci, cred că trebuie să recunoaștem, nu, să începem prin a recunoaște că nu suntem chiar specialiști în ceea ce privește Nu, lupta absolut. navală. Și vorbim ca oameni Discutăm care. ca oameni Exact. generali. E foarte Exact. important pentru că, nu, cred eu că telespectatorii trebuie să vadă cu adevărat că ne recunoaștem limitele și dacă Exact. cumva poate greșim în ceva sau poate nu pătrunem îndeajuns în subiect, Cu nu trebuie să siguranță. fie cu supărarea pentru nimeni. Exact. Nu numai în ceea ce privește marina noastră militară, ci în ceea ce privește toate categoriile de forțe, trebuie să vedem o chestiune foarte importantă. Ele, forțele armate, trebuie să fie pregătite pentru război. Dacă sunt pregătite pentru război, capabile să facă față confruntării și să câștige, atunci e ok. Dacă sunt pregătite numai pentru a pluti în cazul marinei sau pentru a zbura pe timp de soare și fără nimic în cazul aviației sau pentru a face habar n-am ce în cazul, în acest context sau în sensul ăsta, în cazul forțelor terestre, atunci nu suntem unde trebuie. Deci marina ne-a blagoslovit bunul Dumnezeu cu ieșirea la mare. Este un dar.
Este un dar să avem ieșire la mare. Uitați-vă țările care nu au ieșire la mare, câte probleme pot avea. Mă refer aici la Ungaria, mă refer aici la Republica Cehă, mă refer aici la Slovacia. E țări fără ieșire la mare. Ieșirea la mare înseamnă plămâni economic. Dar acești plămâni economici trebuie utilizați economic, nu? Să fie, pentru că îi avem, să-i facem să lucreze în folosul națiunii și pe de altă parte trebuie apărat. Ceea ce avem de a face, și aici intervine marina noastră militară, pe care o avem, căreia îi suntem recunoscători, oamenilor din ea, care lucrează în condițiile în care lucrează, cu înzestrarea pe care o au, astfel încât să reprezinte pe timp de pace acel factor de descurajare împotriva oricăruia ar veni împotriva țărmurilor noastre și de asemenea să poate să-și facă datoria pe timp de război. Am citit o analiză recentă, trebuie să dăm și bile albe în zestrările forțelor navale în ceea ce privește contractul cu celebre baterii de coastă Naval Strike Missile. Am citit o analiză recentă a unui think tank american care spunea că, domne, rolul României e crucial în bazinul Mării Negre și cu siguranță așa este, mai ales în contextul războiului de agresiune rus, iar Statele Unite ar trebui să accelereze livrarea acestor sisteme, plus să ofere României soluții pentru deminare în zonă. Bazinul Mării Negre este caracterizat prin existența a două puteri, Rusia și Turcia, și prin convenția de la Montreux, ne vorbim de alte caracteristici. Convenția de la Montreux, ce înseamnă? Rusia și Turcia pot avea câte forțe navale vor ele în bazinul Mării Negre. Turcia are și posibilitatea de a-și transfera forțe din Mediterana în Marea Neagră. Nu are nevoie neapărat de a avea baze și multe. E o flotă turcă, poate jongla între cele două, mări. Rușii, în schimb, trebuie să stea acolo pe timp de război. Și în mod normal, Turcia are posibilitatea, datorită acestei convenții, semnată în 36, să închidă, ea închide probabil Bosforul și Dardanelele, aceste strâmtori, în condițiile în care Turcia este parte la conflict. Și atunci când nu este parte la conflict, ea are posibilitatea de a închide strâmtorile pentru țările care sunt parte la conflict. Limitările în tonaj, de asemenea, fac imposibilă prezența unor categorii de nave, cum ar fi portavioane sau nave mai mari de 10-20 de mii de tone de doi. Și de asemenea, agregarea tonajului fac imposibilă prezența în Marea Neagră a unor formațiuni navale mai mari, ca să spunem așa. Deci, acestea sunt limitări care în condițiile de față nu ne convin, cred eu. Și că, de ce zic toate chestiile astea? Mă referam la America. O variantă este cu adevărat furnizarea acestor rachete antinavă, se pare mai foarte bune. Mai rapide decât era cazul. Da, mai rapide, tocmai datorită contextului care nu mai e doar politic, ci deja militar în zona Mării Negre. Pe de altă parte, nu ar fi fost imposibil pentru a satisface nevoia unei prezențe navale nu cu baza cu baza pe sol, cu baza pe pământ, ci prezențe navale clasice pe mare, a unor nave care să fie cumva împrumutate, a unor nave care să aibă pavilionul românesc. Da, pentru că adică nu aveam lend-lease, leasing, de exemplu. Ar fi fost o posibilitate, da? La care nu știu dacă ne-am gândit cum trebuie, poate ne-am gândit, poate nu ne-am gândit, poate am fost refuzați, dar în momentul în care cele navele la care visăm, noi și mai ales colegii și colegii noștri marinari, corvetele care ar fi trebuit să vină, da? Și în condițiile în care ele nu vin și în condițiile în care se va semna acest contract, vor trece niște ani. Absolut. Ei, cum rezolvăm problema decalajului de timp? Ce facem acest delta? Care este capabilitatea pe care o avem să înlocuim? Pentru că nu avem așa ceva. Una din variante ar fi fost un land lease, nu? Pe care am învățat și pe care știm. Leasing, exact, da? Ce caută Bulgaria acum cu avioanele. Da, da, land lease, astfel încât să avem, arborăm la pupa și pe cadarul principal, arborăm drapelul românesc și atunci navele sunt românești și nu mai avem probleme cu țări riverane, țări neriverane. E o chestiune care, cred eu, ar putea rezolva pentru moment problematica capabilităților de care avem nevoie. Apropo de corvete, domnule general,
cine rupe pisica până la urmă? Că ce se întâmplă? Sunt deja din 2019 asociația a fost declarată câștigătoare, suntem în 2022 cu război la Marea Neagră. Am avut și ordonanță de urgență care a expirat pe această chestiune. Nu se întâmplă nimic, practic. Ieri l-am auzit pe domnul general spun, purtător de cuvânt al MAPN, în timpul transmisiunii paradei. Domnule, MAPN o așteaptă să semne un contract cu asocierea. Sunt probleme în asociere, nu vin ei. Domnul ministru Dâncu, fostul ministru al apărării, într-un interviu acordat unui post de televiziune în aceste zile, spunea din nou că în luna decembrie, din informațiile sale, ar trebui să se ia o decizie. Da. Corvetele au fost planificate, cred că din 2006, suntem în 2020. Aici sunt două aspecte. Aspectul contabilicesc și aspectul juridic, adică, bă, cum zice legea. Și e ok să fie cum spune legea, dar este și aspectul de înalt nivel, de leadership de înalt nivel. Păi dacă vezi că nu se întâmplă, trebuie să faci ceva. Dacă vezi că tot se amână, trebuie să faci ceva. Putem schimba legi, putem avea, ordonanțe care schimbă legi. Se întâmplă de foarte multe ori chestia asta. Nu ne jucăm cu apărarea țării. Adică nu ne împiedicăm de un contract. Dacă vezi că nu vor să-l semneze, schimbă. Nu rămâne acolo. Și s-a rămas acolo, după cum bine a spus, din 2019. Suntem în 2022, probabil că prima... Aproape 2023. 2023, am greșit. Probabil că prima corvetă, dacă nu prima corvetă și jumătate, ar fi trebuit să fie prezentă. Prima corvetă să fi venit și marinarii noștri să aibă în dotare. Cu tot ceea ce înseamnă o corvetă complet echipată. Pentru că dacă ne uităm la ce avem acum ca fregate, aceste fregate tip 22, măcar una poate ar fi fost modernizată. Ele, dragile de ele, sunt minunate ca și nave care plutesc, dar din punct de vedere al capabilităților militare sunt destul de limitate, pentru că nu a fost luat întreg pachetul și dacă ar fi fost luat, nu a fost modernizat, cu toate că au fost mereu promisiuni. Și avem acum două fregate care au capabilități extrem de limitate și din punct de vedere al capabilităților teoretice, Mărășeștiul nostru construit are încă rachete, alea pe care le are, dar le are, pe când cele două fregate fregate nu le au. Deci ce se întâmplă? Această liniște de la nivelele, de la cele mai înalte niveluri ale Ministerului Apărării nu e de bun augur. Da, pentru că până la urmă trăim într-un context și vine cineva și aceste negocieri trebuie ținute, derulate cu bună credință. Adică vine constructor și spune, mă, am semnat o anumită chestiune. Și nu vorbesc acum de Naval Group, de oricine, în 2019. Și noi suntem cei care ne gândim la un profit, că de-aia acționăm, de-aia suntem în economie. Adică furnizăm un lucru, un serviciu, facem ceva util societății și vrem să avem un profit ca oamenii noștri să trăiască și compania să crească. Și era un profit. Datorită schimbărilor din 2019 până acum, probabil că înțelegerea financiară, că aici am înțeles că e marea problemă, da? Creșterea costului de producție. Acest cost de producție face ca acest profit să fie profund neatractiv pentru Naval Group. Spun ei. În același timp, Damano zice, noi îl facem și așa. Și îl facem foarte repede. Și au și două șantiere, au spus. Și avem și două șantiere navale, că trebuie să punem și problema asta. Ei, cei de sus, care sunt și poartă și locul lor este, ca să-l citesc pe generalul Dragalina, șefilor, tuturor șefilor, la toate nivelurile. Locul șefilor este în față în primul rând și la onoruri, dar și la primejdie. Da? Deci trebuie să ducă acum și să aibă locul întâi la locul din față la primejdie, să fie în frunte și să ia decizii astfel încât în timpul cel mai scurt aceste capabilități să vină, să fie în dotarea marinei noastre militare care este văduvită și care are nevoie ca de aer. Pentru că, într-adevăr, poți clădi capabilități antinavă, capabilități care le poți așeza în subordinea marinei cu baza la sol, da? Cum ar putea și cum vor fi și aceste rachete antinavă, care au bătaie astfel încât ele pot să mobile bătaie, ele pot fi pe navă, pot fi altă navă, exact. Dar în același timp, anumite chestiuni, nu poți să nu le ai ambarcate. Trebuie să ai vapoare, nave militare, capabile, rezistente, puternice, care să se poată duce să vadă, care să se poată duce să apere anumite elemente de infrastructură ale noastre, care mă gândesc la platforme, mă gândesc la traficul naval,
de care suntem responsabili, fie românesc, fie din alte țări de care suntem responsabili. Deci toate aceste chestiuni se rezolvă nu doar prin elementele pe care le avem pe sol, ci elemente care trebuie să fie ambarcate și care trebuie să meargă să vadă. De asemenea, faptul că o țară precum România nu are submarine este asta o chestie... pentru mine... Asta era următoarea întrebare de la forțele navale înainte să trecem. Deci da. E nevoie de submarine. Cum să nu fie nevoie de submarine? Păi vă dați seama că forțele navale în principiu sunt joint. Prin ce? Prin ceea ce produc. În sensul că ele au și forțe terestre, au forțe care acționează terestru, ca să spunem așa, da? Au forțele navale și forțe aeriene, ambarcate. Alte marine au și cu baza la sol, da? Dar noi avem forțe aeriene ambarcate. Ei, păi apa, nivelul apei, luciul apei delimitează, vorbim așa precum gâgă, partea subacvatică și partea supraacvatică, da? Ei, noi la partea subacvatică ce avem? În afară de probabil puitoare de mine, care au și ele reprezintă o capabilitate, dar noi avem nevoie de această capabilitate submarină de luptă în adâncuri care asigură ce? Pe de o parte, un sistem extraordinar de bun care poate furniza informații. Adică un submarin, rolul unui submarin, unul dintre misiunile fundamentale este de a furniza, de a culege informații, de a furniza informații și Marea Neagră prin aspectele, prin caracteristicile ei este zic specialiștii, extrem de generoasă cu posibilitățile pe care le oferă lui submarin. Adică în Marea Neagră aceste submarine sunt greu de detectat. Mai greu de detectat datorită unor straturi de apă care fac circulația undelor sonore, sonarul să nu funcționeze ca în alte medii acvatice. Asta pe de parte. Iar noi ne văduvim singuri de această de posibilitate de a acționa în mediul subacvatic. Cum? Proprie unui submarin. Gândiți-vă că în timpul celor de-al doilea război mondial am avut 3 submarine, pentru că dacă vrei să ai o capabilitate pentru asta vă să spun că 2 sunt cam puține. 2 sunt foarte puține. Pe când eram în statul și eram la studii în Anglia, ni se spunea acolo, dacă vrei să ai o capabilitate de 24 de ore, 7 zile pe săptămână, trebuie să mulcești așa capabilitate cu 3. Deci de 3 ori ceea ce prezinți și trimiți misiune, una o ai în rezervă, că nu știi ce lebădă neagră se poate apărea, și una întotdeauna este ori reparație, ori mentenanță, ori echipaj nu știu unde. Exact. Deci aceste capabilități trebuie mulțite cu 3 dacă vrei să ai una la dispoziție, să fii sigur pe ea, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Din punctul meu de vedere, submarinele sunt un must pentru marina noastră, având în vedere că în acest moment ceilalți, care se vede că sunt neprieteni cu lumea normală, cu lumea pașnică, au 6, unii spun chiar 7 submarine, Varșiavskaya, dacă nu mă înșel eu, un kilo îmbunătățit, submarine care sunt apreciate de specialiști ca fiind silențioase, care reprezentând o amenințare. Și de asemenea, tot în Anglia, când eram acolo, specialiștii, a fost un curs joint și am avut și o mică parte de marine, evident, spuneau că prezența unui submarin, existența unui submarin într-o marină crește imens de mult în cadrul, în dotarea unei forțe navale, crește extrem de mult gradul de amenințare. În momentul în care acel submarin dispare din port, de la berthul pe care îl are, atunci toată lumea este alarmată. Ce se întâmplă, unde e? Deci de-aia avem nevoie de aceste submarine. Și pentru misiuni de culegere de informații și pentru misiuni de descurajare, și pentru misiuni de apărare, dacă este cazul. Ar fi ideal să fi avut și deja măcar o corvetă și să derulăm și programul de submarine. Și noi am tot atras atenția la Defense România cu implicarea industriei, pentru că din punctul meu de vedere... Vă dați seama cât marinare, probabil cât de mult luptă marinare pentru așa ceva în sprijinul nostru, pentru că deci nu avem o mână. Și de resursa umană, cât de importantă e ceea ce reușesc să facă marinarii cu tehnica pe care o au. Da. Și să sperăm că se va concretiza în cele Dar degeaba, urmă. Pentru că până la urmă și marinare, și aviatori, și forțele terestre, toată lumea, nu e suficient să te duci la luptă, trebuie să știi câștigi și să te și întorci. Și să ai și o industrie puternică, că din punctul meu de vedere ar fi un eșec cataclismic pentru industrie dacă aceste, apropo de corvete, nu vor fi făcute în țară, dar asta rămâne de... Evident. De văzut. Forțele terestre stau mult mai bine, avem, apropo de programe de succes, avem Pirania,
e în curs de derulare. Poate că n-am vorbit îndeajuns de mult despre, și ar trebui în afară, am vorbit puțin de moral, de alte chestii. În momentul în care calculăm capabilitățile astea, trebuie să le calculăm joint. Adică în zestrezi, să fim foarte clar, un batalion cu pirania. Foarte corect. Bine, minunate, dar dacă n-au apărarea antiaeriană, ce faci cu ele? Asta e. Adică le-ai mutat de colo-colo și vine și ți le distruge în primele 10 km, pentru că ți l-a văzut și l-a lovit de departe. Deci în momentul în care faci, ai o asemenea capabilitate, trebuie să o privești. Dacă vrei să privești capabilitatea, dacă vrei ca ea să fie cu adevărat valabilă și eficientă, să privești. Exact. Să facă ceva. Care e capabilitatea? Să pot să apăr, să pot să atac, apropo de forțe terestre, să pot să mențin un obiectiv, să pot să ajung la un obiectiv, dar pentru a avea această putință, trebuie să ai elementele blindate, fie ele transportoare, fie ele mașini de luptă, fie ele tancuri, și elementele de acoperire aeriană, elementele de cercetare de geniu, de protecție NBC și toate cele care fac, ne mai vorbim de mentenanță logistică, pentru că uneori uităm anumite chestiuni care vin de mii de ani, care vin, sunt cu noi de mii de ani în ceea ce privește știința militară. Un general american spunea la un moment dat că amatorii vorbesc despre strategie, Bradley îl chema pe acest general, profesioniștii vorbesc despre logistică, pentru că dacă te gândești dacă încerci să realizezi dificultățile aducerii elementelor de muniției la piesă, oricare ar fi ea, îți vei da seama cât de greu este. Citeam despre impresii, dacă ar fi reale, unui român care a fost prin Franța, prin nu știu ce zonă pe acolo, a venit și a vrut să participe și să ajute poporul ucrainean și a fost în Brigada Internațională, conform declarațiilor lui. Eu nu știu dacă sunt reale sau nu. Dar o chestiune care a fost extrem de interesantă este că avea 200 și ceva de cartușe, 200 și aproape unitate de foc, de la noi 300 de cartușe, deci concluzia pe care a venit. Niciodată nu aveam îndeajuns de multă muniție. Mereu am strigat după muniție, mereu aveam nevoie de muniție. Da? Deci 200, vreo 60 de cartușe, pe care le termina în 10 minute, o unitate de foc. Și mereu striga că avea nevoie. Gândiți-vă că cadența teoretică a unui pistol mitralier era de 6 de cartușe, dar e doar teoretică. Teoretic, ne uităm la ea. Cadența practică, care înseamnă ce? Schimbi încărcătorul, pui încărcătorul, scoți din portîncărcător, ai un ritm de tragere astfel încât să menții vivacitatea țevii, să nu o distrugi. Da? Era de 100 de cloanțe de cartușe pe minut. Păi, înseamnă că în 3 minute, iar teoretic, ai terminat unitatea de foc. Normal că nu se întâmplă, sau nu ar trebui să se întâmple chiar așa, pentru că în ordinul de luptă al comandantului de grupă ar trebui să se indice nu doar direcțiile sau sectoarele de foc complementare și de bază pentru categoriile de armament, ci și consumul de muniție pe obiective și pe misiuni. Ar trebui să se... Dar omul uneori trage ca să se îmbărbăteze și nu trebuie să facem abstracție de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, pentru că din păcate avem un război în desfășurare, este o mare tragedie, dar nu știu cum să spun eu. E o lecție din care... Aia e, că n-aș spune din fericire, că parcă e prea forțat termenul. Dar vedem acolo un conflict și vedem așa arată un conflict în acest secol, în acest moment, în această zonă, un conflict în care Rusia este statul agresor și Ucraina este statul care se... Apropo de blindate, ar trebui să ne gândim la, nu știu, sisteme de protecție active, cum... Da, ar trebui să ne gândim... Sunt de ultimă generație, celebrele Trophy și multe alte sisteme care există pe blindate, pe tancuri. Trophy sunt alea rusești, parcă, nu? Nu sunt rusești. Nu, afganii au vreo și afganii, da. Evident, pentru că în momentul în care ai tancul... Adică ar fi culmea să nu ne gândim acum, adică ce s-a întâmplat cu blindatele și mai ales de ce, să înțelegem de ce s-a întâmplat așa cu blindatele. Pentru că, domnule, de ce rușii au pierdut atât de multe în condițiile în care ucrainenilor le lipsea elementul principal în lupta antiblindată, care este ori elicopterul antiblindat, ori blindatul care luptă antiblindat. Ele sunt primele misiuni, da? Ce s-a întâmplat acolo? Și să înțelegem care a fost
modus operandi dintr-o parte, într-alta, cum au acționat unii greșit, cum au acționat unii corect, și să încercăm să facem și noi ceea ce trebuie, astfel încât să gândim la un modus operandi care să ne avantajeze și care să facă ce? Să respecte, să țină cont de noi, de cine suntem noi, ca oameni, ca luptători, ca înzestrare. În condițiile în care nu vom avea tancuri Abrams prea curând, în condițiile în care nu vom avea tancuri K2 sucărene pe care polonezii le au, în condițiile în care nu avem Merkava, în condițiile în care nu știu ce n-avem, nu avem Leclerc cu francez, da, încă, ce facem, cum facem astfel încât, dacă sună goarna, să fim capabili să facem o asemenea chestiune. Adică este foarte important să înțelegem. Pentru că citeam un studiu, apropo de primele păreri și părerile reale, părerile bune, bine cântărite. Când noi comentam despre coloana respectivă, coloana rusă care venea către Kiev și care s-a întors, cea mare, toată lumea a avut impresia, pentru că așa erau rapoartele de la acel moment, apropo de cam cât ani trebuie să treacă până să înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat, apropo de, și un alt apropo de Deng Xiaoping, știți discuția cu el, nu? Este întrebat la un moment dat ce părere are de Revoluția franceză 1789 și ăsta spune, e prea devreme pentru a mă pot pronunța. Deci trebuie toate chestiile, toate aspectele să se sedimenteze, astfel încât să le înțelegem cum trebuie. Și se pare, conform acestui raport făcut de rusii, eu am o mare încredere în capacitatea obiectivă, în capacitatea de analiză și în atitudinea obiectivă sau nu neapărat obiectivă. Ei vor să fie obiectivi. Că uneori nu poți să fii cât ai vrea, e o altă chestiune, pentru că o doză de subiectivism. Adică există, trebuie să rămână. Nu e cum să nu rămâi om. Absolut. Evident. Adică îți place sau nu îți place ceva. Dar ultimele studii, ultimele analize la care au participat și militarii ucraineni, arată că, deși nu s-a vorbit despre, elementul principal care a ținut și care a dat înapoi din punct de vedere al tireristic, al focului indirect, cu toate că astea javelinul și sunt foc direct, au fost două brigăzi de artilerie clasică, ca să spunem așa, ucraineană, care au tras enorm de mult în acea perioadă, au executat un număr enorm de mare de misiuni, astfel încât focul acesta indirect, acelor două brigăzi clasice, este considerat a fi elementul principal care a făcut ca acea coloană de blindate să nu ajungă, coloana de blindate să nu ajungă în Kiev și să fie respins. Deci focul a celor două brigăzi, până când ucraineni ce au făcut? Automat au suferit pierderi, automat au rămas fără muniție, pentru că tragi, da? Dar și asta s-a întâmplat. Se vorbește de o oarecare paritate în artileria clasică dintre cele două părți, o oarecare paritate, în sensul că, ca să vedeți cum e cu paritatea asta, în sensul că rușii aveau o superioritate în forțe de artilerie, în mijloace de artilerie de aproximativ 1,5-2-1, dar o asemenea chestiune a fost valabilă, această paritate, chiar în condițiile în care rușii aveau această superioritate de cam vreo 6 săptămâni, în care ucrainenii au putut să răspundă focului rus într-un mod clasic și eficient, dar datorită pierderilor pe care Ucraina le-a suferit, prin luna iunie, raportul de forțe între cele două artilerii era de 10-1. Deci de la 1,5-2-1, raportul a ajuns la 10-1 până când s-a întâmplat ce? Până când Occidentul a început să sprijine Ucraina cu armament de înaltă precizie, extrem de sofisticat, dar extrem de bun și cu muniția aferentă necesară. Artileria. Da. Artileria se află și pe caietele planificatorilor noștri, știm cu siguranță, asta s-au discutat. E o lecție învățată războiului din Ucraina, pentru că avem clar nevoie de o buziere, Reșița nu cred că mai poate. Da, este din o lecție. Păcate. O lecție și marea lecție este... 155 putem să achiziționăm? Depinde câți bani avem, evident, și cum, dar încă o dată, în momentul în care, deci noi când plecăm la construcția capabilității militare, trebuie să plecăm la ce vrem să ajungem, care sunt etapele și cum le rezolvăm, pentru că sunt două filozofii complet diferite. Spunem așa, luăm transportoare la toată lumea și nu ne interesează apărarea în teren, doar un exemplu. Nu ne interesează absolut nimic decât să avem transportoare 8x8, Piranha 3, Piranha 5, la toată lumea. Și pentru o perioadă toată lumea are transportoare, forțele terestre ne referim, dar nu au apărarea în teren decât pe aia pe care o au acum. Da? Pentru că nu avem cele 27 de sisteme Shorad care nu sunt, da? Mare problemă. Da? Deci luăm, nu avem celelalte, câte? 6
sisteme Patriot, că vorbim doar de aspectul apărării în teren. Sau nu zicem așa, zicem, nu domnule, nu facem așa, dar uite, facem o capabilitate de batalion sau de brigadă, care o dotăm cu de toate, în sensul că e o brigadă care are transportoare, are artilere, are apărare antireană de un anumit, de o anumită factură, capabilă să îndeplinească anumite misiuni în ceea ce privește combaterea ținderilor aeriene, și acea brigadă e de luptă, da? O folosim. Deci care e filozofia? Nu sunt eu la... dar planificatorii am convingerea că se gândesc la cele două pe care... Eu am simplificat cele două modalități de a privi problema. Se gândesc și probabil că se gândesc ori așa, ori așa. Probabil nu e bine nici așa, nu e bine nici așa. Un sistem hibrid, un sistem de la mijloc, care să... un fel de negociere între cele două, să spunem, abordări extreme, ar fi unul care este foarte bun. Artileria este încă și va fi, este încă regina bătăliilor. Și problema cu HIMARS-ul este că este costisitor. Adică nu atât de costisitor ca alte mijloace, dar în momentul în care îl ai, trebuie să gândești câte lovituri, de câte lovituri ai nevoie în, la instruire și pe timp de război, astfel încât să-ți îndeplinești misiunile. Unde le pui, câte trebuie, le cumperi pe toate? Pentru că dacă ne ducem la un tip, Monte Cuccoli, a trăit el pe la 1700, 1600 ceva, el spunea că pentru a face război avea nevoie de trei lucruri. Dinarul, dinarul, dinarul. Bani. Deci întotdeauna ajungi la bani. Și vei avea HIMARS-ul, care este un sistem fabulos, se dovedește, lovește unde trebuie, dar e mai scump decât un proiectil de artilerie de 155. În momentul în care ne gândim la proiectile de artilerie de 155, avem din nou două variante. Tractat. Există tractat, dar există și mai bine, dintr-un punct de vedere, există și mai bine autotunurile. Autotunurile, cum sunt canoa, să vorbim de la corean, cum sunt obuzierile autopropulsate, da? Da. Panzerhaubitze, haubitze, da? Da? Care este un sistem cu adevărat fabulos. Din ce am citit, este vorba de obuzierul german de 155, care a avut ceva probleme pentru că... ucranienii n-au respectat fișa tehnică, adică au tras mai mult decât trebuiau să tragă, aveau misiuni, evident, îndeajuns de multe, dar ele, dacă respect, se zice, specialiștii spun că acest sistem poate lansa 5 lovituri în sistem vijelie și toate ajung în același moment la obiectiv. Pentru că prima lovitură, toate fiind calculate traiectoriile pe calculator, prima lovitură este înaltă, ia mai mult timp până ajunge, astfel încât ultima este cea mai scurtă și toate ajung. Și de ce s-a durit așa ceva? Pentru că din nou experiența militară, experiența conflictelor, a arătat că pierderile cele mai importante pe care le are, pe care le suferă forța vie și forța blindată a adversarului, se întâmplă, aceste pierderi apar în primele momente când oamenii nu sunt adăpostiți. După ce a căzut primul proiectil, oamenii se adăpostează. Și dacă peste 1000 mai vine unul și mai vine unul, oamenii sunt adăpostiți. Dar în momentul în care vin 5 deodată și dacă sunt 3 obuziere, 15 deodată... Asta se înțeleg că e o caracteristică pe care o are PZH-ul. Da, da, da. A citit de el. Nu știu dacă tunurile franceze au ceva, dar oricum Sezarul este și turnurile poloneze, pe autoturnurile poloneze, dar de cel american am crab, sunt ale poloneze, nu vine aminte, de cel american, mă iertați, de cel german am citit, într-adevăr, și au această caracteristică și nu m-ar mira ca și americanii să aibă, și britanicii, să aibă asemenea cap, dar este o chestie extraordinară. Și e și aici o problemă, adică autotunurile, obuzierele autopropulsate, ca să vorbim mai, probabil mai corect, sunt mai scumpe, sunt necesare, ele execută misiunea de foc într-un timp foarte scurt, au plecat. Pentru că în momentul ăsta există bateriile contraartilerie, da? Care în câteva minute îți descoperă locul de unde s-a executat misiunea de luptă, de unde a pornit focul. Și să fii convins că în acel loc vor ateriza foarte curând proiectele. Revenind din nou adversarului, revenind din nou la rusii, rusii spun, doamnilor, e un raport extraordinar de interesant, ce, într-adevăr, am zis că rușii, că nu știu ce, dar dacă te uiți, ucrainenii au povestit că
nu putea să stea mai multe minute, mai mult de 3-4-5 minute în locul respectiv, pentru că după 3-4-5 minute rușii descopereau locul de unde s-a executat focul și automat făceau trageri contra baterii. Deci radare pentru descoperirea bateriilor de tragere și trageri contra baterie. Un obuzir autopropulsat te ajută să execuți și să fugi. Dar atenție! Nu poți executa cu el manevra pe verticală. Și dacă ai de gând să execuți manevra pe verticală, atunci îți trebuie un obuzier tractat în sensul acestui obuzier de 109 mm pe care l-au americane, care se poate fi luat de un elicopter, transportat, nu știu. Deci din nou ne întoarcem la planificare. Ce deci nu ne întoarcem la planificare, din nou ne întoarcem la cum gândim noi în funcție de ce avem, de cu cine suntem prieteni și împotriva cui mergem, care sunt categoriile de misiuni, cum gândim noi să ne îndeplinim aceste misiuni de luptă. Tancuri? Avem nevoie. Tancul nu este mort. Asta vreau să spun, nu e mort. Nu, tancul nu este mort. Tocmai am spus că va veni și rândul tancurilor, dar pare că cam greu a venit. Nu ne-am gândit foarte deci, bine. Hai să ne gândim la Javelin. Avem T-55, domnul. Da, a, noi, da. A, bine. Eu am zis de tancuri în general, de tancurile bune în general. Da? Pentru că T-55-ul, dacă ne gândim la tunul pe care îl are, nu gândim la stabilizator, la cât de precis e el, dar dacă tu tragi la, din nou nu dăm, dăm așa niște cifre aiurea. Dacă tu tragi, evident că nu este așa. Absolut. La 1000 de metri cu ghintuită și celălalt cu lisă te lovește de la 1005 metri, păi degeaba-l mai ai, nu? Adică trebuie să-l faci, să ai ceea ce trebuie pentru a învinge. Și întotdeauna, încă o dată, și accentuez, poate că n-am fost. În momentul în care îți desenezi capabilitatea militară, te uiți la tine, la felul tău de a fi, pentru că omul este fundamental, de la el trebuie să plecăm. Care sunt caracteristicile militare român? Care este cultura strategică? Cât de mult putem îndura? Putem îndura cum au îndurat înaintașii noștri în primul război mondial, să se uite cineva să vadă pozele masacrului de la Bartolomeu de lângă. Nu au fost împușcați ca prizonieri. Și când zic masacru, în sensul că nu au fost lăsați să se predea. Să se predea, da? Suntem la fel sau altfel? Deci, cine suntem noi? Ce ne putem permite? Ne uităm la pungă. Cine ne sunt prietenii și împotriva cui luptăm? Da. Pentru că noi nu trebuie să fac planificarea militară, doar atât vreau să spun, împotriva japonezilor. Absolut. N-are sens să zicem, domnule, în comparație cu japonezii suntem nu știu ce. Să mă iert tot respectul pentru acest popor minunat. Pur și simplu am luat și l-am dat pentru că sunt foarte departe. Polul opus. Da, e la polul opus. Putem să luăm și, nu știu, Papua Noua Guinee, la fel de respectabil. Absolut. Nicio problemă. Și, dar trebuie să ne uităm la cine e cel împotriva căruia trebuie să fim pregătiți să luptăm în condițiile în care suntem atacați. Credeți că bizonii mai sunt o soluție, adică un nou program de tancuri care va fi demarat probabil anul viitor sau în următorul an va trebui să înlocuiască TR-85 sau eu așa spun. Ar putea să vină ca o completare. Eu nu spun, mai vorbesc de T-55. Da, eu spun că în condițiile în care rușii sunt cu T-95, da. În condițiile în care deja se punea problema apariției pe câmpul de luptă a T-14, armata, da. Da? Care specialiști, tank pe care specialiștii îl văd ca fiind extrem de performant, ca o rupere a vechii tradiții sovietice în ceea ce privește tankurile, blindaj pasiv, blindaj activ. Da. Da? În condițiile, deci avem o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Dar atenție, și bizonul și toate categoriile trebuie privite în contextul luptei întrunite împotriva cuiva. Să spunem, dați-mi voie să facem un nou scenariu, da? Să spunem că avem elicoptere, uite, luăm Apaș, sau nu știu, poate nu trebuie Apaș, poate luăm germane, hai să nu spunem. Și elicoptere. Niște elicoptere de atac performante, care se duc și neutralizează toată forța asta extraordinară care ar putea să acționeze împotriva bizonului. Și bizonul va fi folosit ca un, ar putea fi folosit ca un tank de însuțire a infanterie, astfel încât să aibă de face cu piese de artilerie, cu infanterie, adică nu neapărat cu aceste mijloace extraordinare care au făcut prăpăd în tankurile rusești, mijloace moderne. Deja e o... Uite, zice, bă, poate adică că ar putea să vină în linia a doua, bizonul. Vedeți, adică depinde moderne. Foarte mult cum vezi chestia asta, cum gândești. Pentru că noi, dacă aș vrea să transmitem un mesaj aici, se referă la complexitatea planificării și toată această planificare a capabilităților, a nașterii și menținerii lor, trebuie să aibă la bază cerințele lupte. Cum voi lupta? Și în momentul în care m-am decis aici, știu cum o voi face, atunci îmi iau capabilitățile necesare pentru a face cum cred eu că e bine ca să câștig. Asta cu, dar trecând și
cum să spun eu, vorbim mai realist, cred că Bizonul și-a trăit traiul și vor trebui la un moment dat să se gândească la, la o nouă categorie, la un nou tip de tank. O asemenea abordare ajută și din punct de vedere logistic. Dacă ai multe categorii de tehnică, deja lanțurile logistice se complică. Piese de schimb pentru Bizonul, piese de schimb pentru nu știu care tank, piese de schimb... polonezi. Polonezii e o problemă chestia asta. Evident. Păi nu e o noutate. Și mai este Jderu, care și el cam și-a trăit și mașina de luptă a infanteriei. Evident. Evident. Și aici, în ceea ce privește mașina de luptă a infanteriei și poate și la tancuri cumva, cred că am putea avea o contribuție, economia noastră. Ar trebui să fie ancorată extrem de mult. În aceste programe. Pentru că am produs niște tancuri, inclusiv TR-85. Da? L-am produs noi. Bune, rele, perfecte, imperfecte. Avem o oarecare experiență, am avut o oarecare experiență. De asemenea, am produs avioane, iar E-93, iar E-99. Avem o oarecare experiență. Deci putem să spunem și să solicităm, apropo de offset, da, putem să solicităm import de tehnologie. Uitați-vă în condițiile în care semnăm contractele. Uitați-vă la unde au ajuns turci. Tocmai pentru că au condiționat toate aceste programe de înarmare pe care le-au avut de realizarea transferului de tehnologie. Și acum ne închinăm toți la Bayraktar, care are imn, turcii își fac transportoarele lor, au tancurile pe care le produc sau vor să le producă, aveau și niște, sunt niște greutăți inerente, evident. Sunt evident mult în fața noastră. Evident. Dar, cum să spune, au plecat și au insistat, nu s-au lăsat, au cerut, uitați-vă la polonezi, care fac acum elicopterele, da? Black Hawk-ul se face în Polonia, noi, mă rog, ce-o face? Am reușit offset pe Patriot, credeți? Adică asta pe peste tot. Nu trebuie, nu există că dacă e government to government nu va exista offset. Exact, dar bine, noi avem o lege offset arhaică, domnul general, din și de ce nu schimbăm? Asta e într-un sertar la MAPN, în Parlamentul României, adică există. Păi trebuie să schimbăm. Aici intrăm pe un teritoriu pe care am tot discutat și o mare durere această problemă. Păi este o mare durere, dar până la urmă măcar să ne văităm dacă ne doare. Dacă nici nu ne văităm, adică lumea zice că nu ne doare. Adică este necesar. Gândiți-vă că în momentul în care faci calculul de muniție, și asta se poate face foarte ușor. Mergem la un exercițiu. Mă refer mai ales cele care au loc exercițiile de comandament, nu neapărat cele cu forțe în teren, pentru că acolo consumul de muniție este evident mic. Dar în teren. Și când lucrezi pe care, dacă lucrezi realist, pentru a nimici anumite obiective, faci consumul de muniție pe care trebuie, care îți este necesar pentru a distruge acele obiective. Și în momentul în care aduni tot acel consum de muniție, în momentul în care tragi cu HIMARS-ul de nu mai știi de tine, în momentul în care combați cu HIMARS-ul și țintele maritime, da, că există, atunci acel consum crește exponențial. Știți, și cât mă costă pentru a face treaba asta? Și vezi câte rachete îmi trebuie. Exact. Aolă. Domnule general, mai avem doar 3 minute, din păcate, câteva considerați și despre forțele aeriene, singurul mare contract semnat, nu-i așa, pe F-16. Și mai sunt subiecte, poate reușim să continuăm discuția, pentru că voiam să discut și despre dotarea individuală a soldatului, voiam să discut și despre pulber foarte important pe zona asta. Aviație. Deci, foarte multe persoane critică achiziția de F-16 pentru că știm din nou problema de ce nu am luat avioane noi și am luat second hand. Bulgarii au luat Viper, slovacii au luat Viper. Prețul uriaș. Prețul pe care noi l-am obținut a fost extraordinar de bun. Dar întrebarea e, vor asigura aceste avioane, domnule general, tranziția către F-35? Că dacă ne trezim să semnăm un contract prin 2035 și ele să vină peste 5 ani, ce facem? Că rămânem fără resurse. Și care era soluția? Pentru că în momentul în care te uiți, ai o problemă și ai variante, da? Varianta era să-l țăm cu migul până când aveam bani de mic de F-35. Care era soluția? De unde? Pentru că, atenție, acum, normal, Viper-ul e mai bun, dar de ce să-l iei, probabil, o variantă de a iei un Viper care te duce încă 40 de ani cu el, exact, în condițiile în care tu speri la F-35. Corect. Am luat F-16. Avionul trebuie văzut ca o platformă complexă și în momentul în care avionul poate acomoda armamente care pot neutraliza ținte de la sol sau pot asigura
controlul unui spațiu aerian sau poate interzice operațiunea aeriană, operația aeriană a adversarului, e o chestie ok, chiar dacă îl ții mai încolo și nu faci dogfight ca în Top Gun numărul 2, da? Și mergi printre zi. Deci sunt niște chestii, ceea ce trebuie să avem încredere în specialiști pe de-o parte. Ceea ce mai vreau să spun este următoare, că este foarte important și numărul. Uitați-vă că am rămas la 48, dar în momentul de platforme. Dar în momentul de când am calculat acele platforme, era un alt nivel de amenințare. Oare trebuie tot 48? Nu știu. Dar îndemn specialiștii noștri să se uite cu adevărat la, în lumina noilor dezvoltări, la câte platforme ne trebuie. Pentru că, pe de o parte, în momentul în care calculăm platformele, avem de-a face, trebuie să ne uităm la ce? La cantitatea de forțe aeriene pe care o are adversarul și la capabilitățile acelor forțe aeriene, acelor capabilitățile de a executa misiuni și la teritoriul, mă iertați, teritoriul național. Păi dacă eu am bani, și aici voi exagera voit, dacă eu am bani, vreau să iau cea mai nouă tehnică și vreau să iau F-40, nu 35. Eu îl iau și e minunat avionul ăla, aleargă, face. Dar el e unul singur, da? Și am nevoie de o intervenție la Suceava și aș mai avea nevoie de o intervenție la Drobeta, Turnul Severin. Păi ce fac? Păi nu-mi trebuie două. Adică uneori numărul, de fapt nu uneori, mereu numărul, nevoia de acțiune concomitentă trebuie avută în vedere. De câte avioane am nevoie concomitent? Și atunci am un minim concomitent pentru a executa misiuni. Da? Pentru că vom ajunge la concluzia că să avem doar un F-35, că de atâta avem bani, nu e ok, și cu banii aia mai bine luăm, habar n-am câte F-16 care pot executa misiuni. Uitați-vă că evreii care, mă iertați, Israelul, care e un stat care nu se joacă cu securitatea, este și declară că ei sunt încă încântați de F-15 și ar mai vrea F-15, F-16, da? În afară de faptul că iau și F-35. Ar trebui să facem așa un mix, să le luăm pe rând, evident, treptat, să pentru rămânem că nimic, cât mai repede. Și nici, evident, te ne uităm ce ne trebuie, cum facem, de-aia ca planificarea atât de dificilă. Și să ținem cont de asemenea că nu există până în acest moment un mijloc perfect. Adică unul care este imbatabil. F-35-ul e ok, e super ok, dar are limitările lui. F-15 are alte limitări, dar are ceva ce F-35 nu are. Și uite, din acest mix, numai în ce privește acțiunea aeriană și având ca exemplu acesta care este splendid, care este Israelul, sunt lecții pe care le putem învăța în ce? În unghiuri pe care trebuie să le folosim, în modalitatea unghiuri pe care trebuie să le folosim atunci când privim o problemă și când alegem să o rezolvăm într-un fel sau într-un alt. Și apropo de Israel, că lecția și exemplul Israelului, dronele. Așteptăm cu nerăbdare dronele pentru că Israelul a demonstrat cât de importante sunt dronele. Știți câte drone... citeam o analiză că din dronele care au existat, 90% au fost distruse. Deci consumul de drone, de toate categoriile, de toate categorii, da? De la cele foarte mici la cele mari, da? Consumul de, în Ucraina, consumul de drone este extraordinar de mare, ele se duc, își fac datoria, dar foarte multe dintre ele se mai întorc. Da, sunt distruse, da? Sunt distruse și în momentul în care te bazezi pe drone și zici nu mai am nevoie de nimic altceva decât de 5 drone, gândește că s-ar putea să le pierzi foarte repede pe cele 5. Adică ce faci când nu le mai ai? Apropo de planificare. Domnule general, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Obiectivul Atlantic și aștept cu nerăbdare să continuăm discuția și pe alte teme. Onorat și mulțumesc pentru că m-ați invitat. Rămâneți pe Defense România.